Saltare pariuri! Pentru ziua de miercuri acestei săptămâni, colegii mei de pe site-ul biletul1zile.com v-au pregătit următoarele 7 pronosticuri. Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas. Cu toate că este considerat outsider, Sinner trece printr-o perioadă excelentă, iar tipsterul Andrei Bratu consideră că îl poate pune în dificultate pe Tsitsipas. Grecul n-a jucat deloc pe zgură în 2020, iar trecerea de la hard la zgură nu va fi una confortabilă. În plus, acesta vine după un rezultat dezamăgitor la US Open și este puțin probabil să reușească o victorie categorică în acest meci. Prin urmare, Andrei Bratu mizează pe pariul de tip handicap, plus 4,5 gameuri Sinner. Maccabi Tel Aviv, Dinamo Brest. David Kirilă spune că există o diferență mare de valoare între cele două formații, echipa izraeliană fiind mult mai bună. Maccabi are ca obiectiv participarea într-o grupă europeană, iar cu un succes în acest meci poate visa la calificarea în grupele Ligii Campionilor. Pronosticul lui David pentru acest meci este unul solist. PSG Metz. Tipsterul BMG crede că echipa pariziană nu se mai poate încurca. Unii jucători de bază vor reveni în primul 11, iar diferența de valoare între cele două echipe ar trebui să se vadă. Metz nu i-a pus probleme lui PSG în ultimele întâlniri directe, așa că pronosticul lui BMG este 1 și 2-5 goluri. Wade ne aduce în atenție confruntarea din play-off-ul de basket al Ligii Campionilor dintre Dijon și Novgorod. Scorul în serie este 1-1, undeva la începutul lunii martie, cele două echipe reușind să câștige fiecare partidă susținută în fața fanilor. Așadar, urmează meciul decisiv. Se va juca sub presiunea calificării și ținând cont că cele două echipe nu au mai disputat de foarte mult timp un meci oficial, tipsterul Wade recomandă pariul de sub 160,5 puncte. Karabag Molde. Fotbalul prestat de gruparea norvegiană poate face ca acest meci să fie unul spectaculos. Această echipă joacă ofensiv și marchează cu regularitate. Ținând cont că meciul se va disputa într-o singură manșă, ambele echipe vor da totul pentru a obține calificarea, așa că tipsterul Radu Oprea mizează pe pariul ambele echipe marchează. Ferencváros, Dinamo Zagreb. Tipsterul CR7 spune că un duel între campioanele Ungariei și Croației pentru un loc în play-off-ul Ligii Campionilor nu poate fi decât tensionat. În joc sunt foarte mulți bani, iar echipa care va merge mai departe va avea garantat un loc în grupele Europa League. Dinamo Zagreb este echipa mai puternică, însă Ferencváros are avantajul terenului propriu. Este de așteptat ca nervii unor jucători să cedeze pe parcursul jocului, așa că pronosticul tipsterului CR7 este de peste 4,5 cartonașe. Omonia, Steaua Roșie. Echipa gazdă a avut prestații solide în preliminariile Ligii Campionilor, însă oaspeții de la Steaua Roșie au o experiență mult mai mare când vine vorba de această fază a competiției. Andrei Chiriță crede că experiența și valoarea lotului Stelei Roșii vor face diferența, așa că pronosticul lui la acest meci este pe calificarea echipei oaspete. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să ne lași un like și să te abonezi la canalul nostru. Ne vedem data viitoare!